Salut! Eu sunt Mădălin, iar în acest video review vă prezint cea mai nouă armă din arsenalul celor de la Asus. Aceasta poartă numele de Claymore Core, este construită din aluminiu, are iluminare RGB și arată foarte bine. Așa cum spuneam și în introducere, tastatura este acoperită cu o placă de aluminiu de culoare neagră, ce are o textură ușor de recunoscut, aceasta fiind disponibilă și pe mouse-ul spata al aceluiași producător. Pe lângă aspectul plăcut ce îl oferă, placa de aluminiu are și rolul de a rigidiza întreaga structură. Claymore vine echipată cu switch-uri Cherry MX Brown. După părerea mea, acestea sunt cele mai echilibrate, oferind acționarea rapidă atât de dorită în gaming, dar și suficientă silențiozitate și feedback tactil pentru o mai bună acuratețe în cazul redactării de text. Fiind o tastatură de gaming, nu putea lipsi iluminarea. Aceasta este prezentă pe fiecare switch în parte, trecând prin tot spectrul RGB. Transparența și înălțimea switch-urilor oferă o distribuție uniformă a culorilor, ce este vizibilă din orice unghi. Personalizarea iluminării se poate face folosind anumite taste în combinație cu tasta FN sau prin intermediul ROG Armory, softul celor de la Asus. Folosind săgețile se poate trece prin cele 8 efecte prestabilite și se poate modifica intensitatea în 5 trepte, iar schimbarea culorilor se face cu ajutorul a 3 taste reprezentând modelul cromatic RGB, adică roșu, verde și albastru. Direct de pe tastatură se pot înregistra macrouri, se poate bloca tasta Windows, se poate selecta profilul sau se pot accesa tastele multimedia. ROG Armory, pe de altă parte, permite o ajustare mult mai fină a iluminării, având o paletă mult mai mare de culori, dar și opțiunea de a personaliza iluminarea pe diferite zone. De asemenea, softul permite și remaparea tastelor, crearea de macrouri sau schimbarea profilului. Revenind la tastatura noastră, aceasta beneficiază de Aura Sync, ceea ce înseamnă că toate produsele Asus ROG din sistemul vostru, cu iluminare RGB, fie că vorbim de placă de bază, placă video sau mouse, pot avea sincronizate efectele și culorile iluminării. În cazul folosirii împreună cu o placă de bază Asus ROG, tastatura permite accesarea rapidă a BIOS-ului, a funcțiilor de overclock ale procesorului și memoriilor RAM, schimbarea vitezei ventilatoarelor sau chiar pornirea calculatorului. Iar pentru cei ce caută o tastatură de tip full-size, ce are inclusă și partea cu taste numerice, Claymore va fi disponibilă în acest format începând cu luna ianuarie. Numpad-ul va fi detașabil de tip plug-and-play, iar pe lângă tastele specifice va conține și o rotiță ce permite reglarea fină a volumului. De asemenea, numpad-ul poate fi montat și pe partea stângă a tastaturii, dublând astfel numărul de taste macro pentru gamerii înrăiți. Pentru o transportare mult mai ușoară, tastatura are cablu detașabil, iar în pachet se află și o husă din material textil. În concluzie, Asus ROG Claymore este o tastatură cu adevărat de gaming ce ne-a impresionat prin designul foarte plăcut, construcția solidă, iluminarea impecabilă și utilitatea pe care o oferă în cazul conectării mai multor componente sau periferice Republic of Gamers. Acest model, dar și varianta full-size, pot fi achiziționate de pe site-ul PC Garage, accesând linkurile din descrierea acestui clip.